Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile Mondo TV. Primăria municipiului Petroșani a fost închisă astăzi pentru dezinfecție după ce mai mulți angajați au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Pensionarii mineri din Valea Giulia au protestat astăzi în centrul municipiului Petroșani, iar 60 de copii vor beneficia de lecții de schi în stațiunea Straja. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Cei care doresc să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2 o pot face și prin intermediul medicilor de familie. Însă, din cauza procedeului greoi, dar și a numărului insuficient de personal din cabinete, mulți dintre medicii de familie refuză să își asume responsabilitatea. De cele mai multe ori, oamenii, mai ales cei în vârstă, apelează la ajutorul medicilor de familie pentru a-și putea face vaccinul anti-COVID. Însă, în multe cazuri, aceștia se lovesc de refuzul doctorilor și sunt redirecționați către alte instituții pentru a se programa. Sunt mai multe posibilități de a se programa pe platformă. În primul rând, telefonic. Fiecare persoană se poate apela numărul de telefon, sunt niște numere de telefon pe județe, însă este foarte greu pentru că e un singur număr și se blochează. Și atunci, practic, trebuie să suni și să prinzi un culoar de câteva secunde sau un minut, două, să te poți programa. O altă posibilitate ar fi prin medicul de familie. Medicii de familie sunt ocupați și cu alte probleme, mult mai la subiect, să zic așa, privind tratamentul și tratamentul pacienților. Sigur că noi, mai ales persoanele în vârstă, le ajutăm. Noi deja am luat niște date de la, mai ales numărul de telefon, dacă au și adresă de mail, foarte bine, și încercăm să programăm. Însă ceea ce este foarte greu, intrarea pe platformă și mai ales programarea. Chiar ieri am intrat pe platformă câteva minute, am reușit să programez 4-5 pacienți, după aia platforma s-a blocat. Asta pentru că ținând cont de faptul că un an de zile suntem în pandemie, nu s-a lucrat la această platformă. Trebuia să anticipeze că așa va fi, va veni vaccinarea și practic au fost prinși nepregătiți. Medicii de familie spun că dacă ar fi fost mai simplificată platforma pentru ei, ar fi putut ajuta mult mai mulți pacienți să se programeze pentru imunizare anti-COVID. Noi ajutăm persoanele mai în vârstă, persoanele care nu se pricep a mânui calculatorul sau a intra pe această platformă, iar ca să vedeți cât de complicată e, cer niște date care, de fapt, ei în mod, se laudă că le au de la Casa Națională, știu de pe unde, însă când vrei să intri nu poți să accesezi aceste date. Eu așa aș fi văzut această platformă, cel puțin pentru medicii de familie, ținând cont că ei au toate datele la dispoziție, inclusiv diagnostice, probabil luate la Casa Națională, să fie intrat numai cu acest cod numeric personal. Și să-ți afișeze toate informațiile. Nu se poate așa ceva. Trebuie, ca să completezi un pacient, trebuie să dai nume, prenume, cu numere personal, buletinul, deci seria și număr, telefonul, mai trebuie, dacă are adresă de mail, codul numeric, nu mai spun, și sigur că dacă este sub 65 de ani, trebuie să completez ce patologie are. Ajungi până aici, și observ și vezi că nu poți salva. Din acest moment ai lucrat degeaba. Și am pățit de foarte multe ori.
Medicii de familie nu au obligația să facă programări pentru cei înscriși. Cei care doresc să se vaccineze pot să se programeze prin mai multe metode, inclusiv prin direcțiile de sănătate publică din localitățile aparținătoare. Există mai multe modalități de programare la vaccinare, ține de și de medicul de familie. Medicul de familie poate să-i programeze, nu poate fi nici obligat medicul de familie. Ei oricum sunt și remunerați pentru activitatea de vaccinare, de programare la vaccinare. Dacă nu pot, persoanele pot să se înscrie în platforma singură și să-și facă programare de acolo. Pot prin call center sau pot prin direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor. Deci există mai multe canale prin care pot să-și facă programarea. Pensionarii mineri din Valea Jiului au protestat astăzi în centrul municipiului Petroșani, nemulțumiți de actualul guvern, dar și de președintele României, Klaus Iohannis. Aceștia și-au strigat nemulțumirea vis-a-vis de nerespectarea legii privind pensiile minerilor, dar și vis-a-vis de faptul că mineritul din Valea Jiului este la apus. Dați-vă aproape, pensionarilor! Dați-vă aproape! Hoții! 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 Își bat joc de pensionari și nu numai de pensionari, de toți oamenii acestei țări. S-a distrus tot! E morman de fiare vechi peste tot, cum spunea un clasic în viață. Asta a vrut să se ajungă. Mai rău ca o colonie subjugată de turci. Am ajuns de râsul lumii. Din 14 unități miniere cât a avut Valea Jiului, mai există 4, dintre care 2 sunt notificate pentru închidere. Se poate așa ceva? Unde mai lucrează copiii, nepoții noștri? Să le fie rușine, rușine să le fie de acest guvernant. Și sub conducerea, îmi pare rău că spun treaba asta, domnului președinte Iohannis, îi susține ca să distrugă România. Cerem să respecte legea, asta cerem, să respecte legea și pe pensionari. La copii nu le dă măririle de indemnizație. La pensionar nu le dă mărirea de pensie, dar să știți că există un Dumnezeu pe lumea asta. Există un Dumnezeu și se va răzbuna și pe ei și pe cei care îi dirigează din afară. Să le fie rușine. Au mințit că mărește pensiile, da? Nu au mărit pensiile și au pus prețurile. Am muncit 40 de ani pentru o pensie de rahat, să fie rușine la curcă, că vorbește la televizor, nu știe să vorbească. Că margă dracului să facă școală, să mai facă școală. De ce? O pus prețurile la medicamente, la alimente, la toate. Cea mai scumpă viață în Valea Jiului. Apa, curentul, toate. Un om care a muncit toată viața nu și are dreptul. Vrea să-l vaccineze, să-l omoare mai repede. Rușine să le fie. Acest guvern tace din gură ca, vezi, Doamne, noi să fim liniștiți, să nu facem proteste, să fim... Ce mulțumire avem noi? Că ne dă 3%, cum se aude? Sau acum ne amenință că dacă nu suntem cu minți, ne îngheață pensiile. Nu se poate. Trebuie să respecte legea 127 pe 2019. Trebuie să ne dea, nu 4%, 1775 puncte de pensie. Numai așa ne liniștește și ne mulțumește. E vina lui Iohannis. Tot ce se întâmplă în țara asta. În 89 a fost lovitură de stat. Acum va începe revoluția adevărată și posibil, în cel mai scurt timp, să-i țină de urât lui Ceaușescu. Că asta merită Iohannis, la ura care a băgat-o în neamul ăsta românesc. Copiii și nepoții își urăsc părinții, unchii. Pentru că ei lucrează și ei ăștia sunt pensionari și zice că îi ține spate ăia mai tineri. Nu e adevărat, doamnă, omul, bătrânul, care e pensionar acum, a lucrat pentru pensia care trebuie să o câștige. Noi nu cerem 40%, punctul de pensie 1775, să respecte!
Pensionarii mineri au mărșăluit pe trotoarele municipiului Petroșani, pornind din Piața Victoriei și până în fața Casei de Cultură. Continuăm cu o informare venită din partea APASER Valea Julii, care anunță restricții în furnizarea apei potabile pentru marți 26 ianuarie 2021 în municipiul Petroșani. Astfel, locuitorii cartierului Aeroport nu vor avea apă potabilă între orele 8 și 19. Motivul restricției îl reprezintă remedierea pierderilor pe strada Aviatorilor, blocul 18, dar și blocul 46, precum și pe strada Saturn la blocul 1. Iar acum continuăm știrile cu informație despre primăria Petroșani, care astăzi a fost închisă pentru dezinfecție. Măsura a fost luată după ce mai mulți angajați au fost depistați pozitiv cu infecția SARS-CoV-2. 5 angajați ai primăriei municipiului Petroșani au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, sediul primăriei a fost închis astăzi, 22 ianuarie, pentru dezinfecție. O altă măsură luată de către edilul petroșenean Tiberiu Iacobridzi pentru a elimina orice risc de infectare cu noul coronavirus este ca săptămâna viitoare activitatea cu publicul să fie suspendată. Am luat această măsură pentru a face o operațiune de dezinfecție foarte serioasă, pentru că avem 5 persoane din primărie care au fost testate pozitiv și atunci am luat această măsură. Cele 5 persoane sunt din cadrul același birou din primăria municipiului Petroșani. Săptămâna viitoare voi lua măsura de a nu lucra cu publicul, lucrăm online cu cei care au de depus vreo cerere sau vreo problemă la primărie, însă cu publicul nu vom lucra o săptămână până când vom elimina orice risc de infectare cu acest virus. Serviciul de taxe și impozite va lucra și cei de la asistență socială, pentru că ei sunt în altă clădire. Doar în clădirea primăriei oamenii vor veni la serviciu, dar că nu vom lucra cu publicul. Și primarul municipiului Petroșani s-a testat anticovid. M-am testat ieri și sunt negativ. Nu e cazul să-și facă toți testele, doar cei care au simptome se duc imediat la spital și își fac testul. În ultimele 24 de ore în județul Hunedoara au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 68 de persoane. La nivel județean, incidența cazurilor active este de 1,44 la 1000 de locuitori. 60 de copii beneficiari ai serviciilor organizației Salvați Copiii filiala Hunedoara vor învăța să schieze în stațiunea Straja. Programul este adresat copiilor din municipiul Lupeni, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Proiectul este în colaborare cu Salvamont Lupeni, care le acordă copiilor primele lecții de schi. Proiectul Protecție și Educație pentru Copiii Lăsați în Țară al organizației Salvați Copiii se adresează celor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din Lupeni. Astfel, la sfârșit de săptămână, 10 copii vor urca în stațiunea Straja pentru a învăța să schieze de la cei mai buni profesioniști. Proiectul este derulat de organizația Salvați Copiii filiala Hunedoara cu ajutorul unor sponsori, dar și cu sprijinul Fundației Salvamont Straja. Acțiunea cu Salvați Copiii filiala Hunedoara este o acțiune care merită lăudată în primul rând asociația Salvați Copiii filiala Hunedoara și în mod deosebit finanțatorul acestei acțiuni. Noi ca și echipă Salvamont, ca și fundație Salvamont Lupeni, îi ajutăm să ducă la îndeplinire proiectul lor referitor la a învăța 60 de copii în 6 serii de a schia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!